Cam acum 2 ani, cel mai bun prieten al meu s-a relocat în cealaltă parte a țării, împreună cu prietena lui din cauza unui job pe care nu l-a putut refuza. Singura problemă a fost că nu a vrut să-și ia câinii lui în avion, deoarece în prima lună urmea să fie cazat la un hotel. Pe lângă asta, îi era teamă că cine știe ce puteau să pățească căței din cauza zborului. După ce a găsit un apartament de închiriat, îi era dor de pufoșii lui și a rugat-o pe sora lui, un prieten și pe mine să venim cu căței până în Los Angeles cu mașina. Ca să înțelegeți, noi suntem din Chicago, așa că o cursă de genul ăsta durează foarte mult. Dar, ținând cont că suntem 3 șoferi, putem să dovedim cursa de peste 34 de ore. Am plecat de vreme și am condus multe ore fiecare. Din cauza că mașina era închiriată, aveam un timp limitat la dispoziție să o returnăm, așa că toate opririle au fost calculate dinainte de a începe călătoria. În fine, am trecut fără probleme de Utah, Arizona și Nevada, până am intrat în California. La intrarea în California, am realizat că avem nevoie de benzină. Deși nu mai conduceam la ora aia, era prietenul meu la volan, am rămas ca și copilot, în timp ce mă uitam pe GPS după o benzinărie. Eram amândoi cu ochii cât cepele în căutarea unei benzinării sau al unui semn și, într-un final, am văzut un semn pe care scria Yermo, orașul fantomă sau ceva de genul ăsta. Și avea un semn de o benzinărie mobile lângă. Super, mai ales că era lângă autostradă, a reușit să ajungem la benzinărie. În mod normal lăsăm căței să iasă din mașină la fiecare oprire, dar, cum bestiile dormeau derupeau în spate, am decis să alimentăm și să plecăm cât mai repede posibil. Prietenul meu care conducea a oprit pe partea opusă a unei mașini verzi, vai de capul ei, al unui tip grăsus care tocmai se îndetras pe magazinul de la benzinărie. Am observat cum toate stațiile de pompare erau goale, în afară de cele două ocupate de noi și de tipul grăsuț. În parcare erau doar două mașini parcate, care probabil erau ale angajaților, dar nu am băgat de seamă. Asta până m-am dat cu cardul să plătesc. Pompa mi-a ejectat cardul și a zis că e o greșeală, așa că am mai dat o dată cu cardul și pe display-ul de la pompă îmi scria să mă duc în magazin să vorbesc cu cei de la casă. Normal că nu mi-a convenit, dar am decis să merg la casă pentru că aveam nevoie de benzină. Am ciocănit în geam încet și am întrebat pe cei din mașină dacă vor ceva. După ce am luat comanda de cola și de țigări, m-am îndreptat spre magazin în timp ce mă gândeam de cât de stranie e toată situația cu această benzinărie. Mi se părea cam liniște pentru o benzinărie care e chiar la ieșirea de pe autostradă. Dar mă rog, cine știe ce s-o fi întâmplat. În timp ce intram în magazin, și mai ciudat mă simțeam, primul lucru pe care l-am observat erau niște cutii cu pungi de chipsuri lăsate aiurea în mijlocul magazinului, de parcă cineva, pur și simplu, și-a băgat picioarele și-a plecat. Am făcut dreapta și am observat ceva foarte ciudat legat de locul ăsta. Cu 4 mașini afară, incluzând-o pe a mea, nu era nici urmă de om în întregul magazin. Nu există casier, nu există niciun client și până m-a lovit. Ce s-a întâmplat cu tipul grăsus din mașina verde? Nu aveau cum să fie în baie toți în același timp și un sentiment foarte prost legat de toată situația asta începuse să mă cuprindă. Ceva nu-i normal aici. Întotdeauna am avut încredere în instinctele mele, iar instinctele mele urlau la mine să fug de acolo cât de repede pot în momentul ăla. Vreau să fug, dar mă abțin. Ar arăta suspicios dacă aș fugi așa deodată, așa că am decis să fiu calm, natural și să nu-mi las limbajul corpului să spună cam cât de frică îmi e. Am stat înăuntru în jur de 2 minute până am ieșit, dar m-am oprit chiar la ieșire să ascult ceva, orice. Un sunet de toaletă, de apă trasă ar fi fost ok, dar nimic. În timp ce ieșeam din magazin îmi văd mașina și am un sentiment de frică. E ca în momentul ăla în filme, când eroul e aproape de final și toată muzica se oprește și ceva groaznic se întâmplă. Sunt cam la 20 de metri de mașină, când văd un tip cum vine de pe partea dreaptă a magazinului. Nu e tipul care intrase înaintea mea în benzinărie și, din câte mi-aduc aminte, avea o față super ciudată. Nu știu cum să explic. Am continuat să merg pe mașină, dar când m-am întors să mă uit pe el, am văzut că a schimbat direcția și mergea direct spre mine. În momentul ăla am crescut pasul către mașină. Bineînțeles că prietenul meu avea mașina încuiată, pe lângă asta aveam un Golden Retriever de 40 de kg pe scaunul meu, încolocit. Aparent, prietenii mei nu au observat toată situația ciudată de la benzinărie și nu l-au văzut pe tipul ăsta care venea amenințător spre mine. Am dat un pumn în geam și am urlat pe el să deschidă ușa. El, în schimb, coboară geamul până la jumate și îmi spune că e frică să deschidă ușa pentru că nu știe dacă o să sară cățelul să iasă din mașină. Am băgat mâna pe geam și am împins cățelul în spate. Am deblocat ușa și am sărit mai repede decât un greier înăuntru. De-abia atunci, prietenul meu a observat cât de îngrozit eram
și a plecat în trombă de acolo, dar nu înainte să-i mai dau o privire tipului cu fața ciudată care se oprise lângă o pompă și se holba la noi. Am găsit altă benzinărie puțin mai încolo. De data asta era plină de oameni, atât înăuntru cât și afară. După ce le-am povestit în detaliu prietenilor mei povestea, ne-am întors pe lângă aceeași benzinărie, unde, ce credeți, erau fix aceleași mașini parcate acolo. După câțiva kilometri de tăcere sumbră, am primit un telefon de la bancă, cum că aveam $100 din cont la aceea benzinărie taxați. Din fericire, cei de la bancă au oprit transferul și nu am pierdut niciun ban. Așa că, ciudatul de la benzinărie dezertată, hai să nu ne mai întâlnim vreodată. Acest eveniment a avut loc cam acum un an. Eram în primul an de facultate. Colegii mei de cameră au propus să mergem să mâncăm ceva, deși era 12 noaptea. Așa că am decis să mergem la McDonald's, pentru că 1. Era aproape și 2. Era non-stop. Eram eu cu colega mea de cameră, Kat, și prietenul ei, Tom. Am ajuns acolo și am comandat ce vrem să mâncăm și ne-am așezat la o masă destul de aproape de ieșirea din locație. Tom și Kat stăteau pe o parte, iar eu stăteam pe cealaltă parte, fiind un fel de a treia roată, dar eram deja obișnuit cu acest lucru. În restaurant, intră un tip mai bătrân și ciufulit, care se târâie până la casă. Nu l-am luat în seamă. Până la coadă e o țară liberă, nu? M-am întors și l-am văzut la casă cum își comandă și el de mâncare, așa că m-am întors la discuția pe care o aveam cu prietenii mei. Deodată, Kat îmi spune cu o voce un pic tremurată: "În spatele tău." Așa că m-am întors și îl văd pe bărbatul care a intrat mai devreme în spatele meu. De data asta avea o lanternă în mână. M-am întors spre Kat și am dat din numeri, gândindu-mă că ori e băut, ori e un pic mai ciudat. Simt o atingere ușoară pe umărul meu drept și mă întorc spre bărbatul respectiv. "Nu merge lumina la baie, poți să vii să-mi țin lanterna cât folosesc toaleta?" Mi-a cam picat fața, nu o să mint. Dar Kat, fiind din fine un om bun, a intervenit și a zis: "Nu mai bine vă duceți să vorbiți cu angajații restaurantului?" "Durează doar un minut," a răspuns bărbatul, în timp ce gesticula cu lanterna în mână. "Nu poate niciunul din voi să-mi țină lanterna cât mă ușurez?" a insistat bărbatul. "Nu, du-te și vorbește cu unul din angajați și gata," a răspuns Tom tăios. "Dar o să dureze," a spus bărbatul, în timp ce Tom îl întrerupe cu un "nu", pleacă de lângă noi. Era o situație ciudată, care escalase la ceva și mai ciudat. Când am plecat, Kat a zis: "Nici măcar nu a fost la baie de când am intrat în restaurant. De unde știa el că nu e lumină?" Această poveste s-a petrecut weekendul trecut și pe măsură ce mă gândesc la ea, mi se face pielea de găină. Taică mi-o m-a trimis să pun benzină în mașina lui de la benzinăria cea mai apropiată. Avea nevoie de o chitanță, așa că eram contra cronometru. Benzinăria e la câteva străzi distanță și e pe partea mai rău famată a cartierului, dar era cea mai aproape și cea mai ieftină. Când am oprit la benzinărie, era destul de ocupat. De-abia am găsit o pompă unde să alimentez. Ținând cont că eram cu hârbul lui taică-miu, era greu de manevrat, așa că am căutat cea mai îndepărtată pompă ca să nu lovesc pe cineva. Așa că în timpul ăla, o altă mașină a parcat fix în spatele meu. Nu prea mă pricep la mașini, dar ce pot să zic e că era un Jeep mare, negru și părea super scump, în special pentru zona respectivă. În timp ce mă luptam cu pompa, șoferul Jeep-ului se dă jos și se uită în stânga-dreapta și după își pune ochii pe mine. Îmi zâmbește și îmi face cu mâna. Eu fiind politicos, am zâmbit și am dat din cap spre el. Nu am prea băgat de seamă, pentru că eram ocupat cu pompa, dar șoferul era încă în vederea mea periferică. Pur și simplu se holba la mine, parcă vrea să vină să mă întrebe ceva, dar a rămas lângă mașina lui. Cam după un minut, am început să mă simt un pic presat de privirea individului. Tot în acel moment, mi-am dat seama cam cât de izolat sunt față de restul clienților, din cauza cum erau așezate pompele. Sentimentul neplăcut parcă era și mai amplificat acum și simțeam cum trebuie să plec de acolo. Dar, ca să pun benzină, trebuia să stau cu spatele la el, lucru pe care nu vreau să-l fac. Am încercat să deschid rezervorul, dar bineînțeles că era blocat. Cu coada ochiului am observat cum șoferul Jeep-ului a început să se îndrepte spre mine. Din fericire, o altă mașină a trecut pe lângă mine și el s-a oprit din mers și s-a întors la mașina lui. Am început să alimentez repede, dar cu norocul meu, pompa nu mi-a dat chitanță. M-am uitat repede spre Jeep-ul negru și am văzut că era încă acolo. Stătea calm și se holba la mine cu un zâmbet super creepy.
M-am gândit că dacă mă duc repede înăuntru să cer chitanță, nu o să fie problemă, pentru că mai erau și alți oameni în zonă. Am încuiat mașina și m-am îndreptat înăuntru. În magazin era cam full, așa că m-am pus la coadă. Întotdeauna spuneam singur că sunt paranoic și mi se pare mie. Trecam 10 minute, îmi iau chitanța, când ies din magazin, văd mașina acolo, dar nici urmă de șofer. Mă îndrept rapid spre mașina mea. Când dau colțul, îl văd pe ticul cum stătea pe vine între mașina lui și pompa de alimentare. Cum mă vede, se ridică și începe să vină spre mine destul de repede, în timp ce zâmbea și îmi făcea cu mâna. Hei, poți să-mi dai niște bani pentru mâncare? Mă întreabă. Am mormăit ceva că îmi pare rău și nu am nimic cash, în timp ce m-am vărât în mașină. Lucru foarte deștept, pentru că odată ce am blocat ușile, tipul a încercat să intre peste mine. Inima îmi bătea cu putere, în timp ce șoferul jeepului tot trăgea de ușă, în timp ce zâmbea spre mine ca ultimul dement. Fix în momentul ăla, o altă mașină trece pe lângă a mea și aruncă un claxon spre noi. Nu am mai așteptat nicio secundă. Am călcat accelerația și am fugit de acolo. Eu lucrez într-o zonă destul de rău famată a orașului și sunt obișnuit să fiu acostat de drogați, boschetari, etc. Dar niciodată nu am avut un sentiment de neliniște cum am avut acum. E adevărat că poate vrea doar bani să mănânce. Dar ce era cu mașina aia scumpă? Mi-am dat seama că poate am exagerat. Dar mai bine așa decât să fi fost răpit sau împușcat. Așa că tipul de la benzinărie, hai să nu ne mai întâlnim vreodată. Cu poveștile recente legate de tot felul de impostori care se dau de la Uber, am decis să-mi împărtășesc și eu pățania. Anul întâi de facultate, primul semestru, aveam un test la chimie. În timp ce mă plimbam prin campus spre o clădire, am intrat într-o conversație cu o tipă și am început să vorbim. Se pare că eram colegi la același curs de chimie. Ea mi-a zis că se întâlnește cu un tip super deștept să învețe și mă invită și pe mine să mă alătur. Ajungem la bibliotecă, unde petrecem următoarele ore și învățăm. După câteva ore, puștiu super deștept se scuză și pleacă. Colega mă întreabă dacă vreau să mergem să mâncăm ceva pentru că e foame. Nu-mi stătea gândul la test, sincer. După ce că arată super bine, m-a invitat să învățăm împreună, acum chiar vrea să mergem să mâncăm? Tot să am așa zile bune. Am mers la Burger King, care era chiar lângă campus, și am decis să învățăm un pic cât mâncăm. Era deja trecut de mijlocul nopții și am decis că ar trebui să chemăm un Uber și să ne întoarcem în cămin. Chiar dacă puteam să mergem pe jos, eram prea obosiți și am decis că e mai simplu așa. Am ieșit din restaurant și am chemat un Uber. După nici 2 minute, apare o mașină lângă noi, coboară geamurile și ne zice: "Hei, sunt Uberul vostru." "Hai în mașină." Am început să mă îndrept spre mașină, dar ceva nu era ok. Șoferul, nu știu cum să zic, nu-mi dădea un sentiment de siguranță și mașina mai avea un pic și cădeau ușile la cât de veche și folosită era. Mă opresc și el începe să urle mai agresiv spre noi să ne urcăm odată în mașină. Îi spun fetei să se oprească și deschid aplicația de la Uber și văd că mai era un pic până șoferul ajungea la noi. Îi spun tipului de la volan: nu ești șoferul nostru Uber. El, vizibil frustrat, a zis că e el și să ne urcăm odată în mașină. Deodată, în spatele lui apar o pereche de faruri. Odată ce le-a văzut, a început să râde isteric și a călcat-o de acolo. Tremuram amândoi în acel moment și mașina din spatele lui s-a oprit în fața noastră și își dă jos geamurile în timp ce mă gândeam: o luăm iar de la cap? În orice caz, am verificat aplicația, iar descrierea se pupa cu mașina respectivă și șoferul corect ne duce acasă. Morala poveștii e că mereu să-ți verifici șoferul de Uber cu ce scrie în aplicație. Cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă ne urcam cu dementul ăla la volan. Așa că șoferul fals de Uber, hai să nu ne mai întâlnim vreodată. Aveam 21 de ani, recent mă alăturasem poliției, ca ofițer, și totodată de-abia ieșisem dintr-o relație. Așa că un prieten mi-a recomandat Tinder-ul. Ca un polițist de 21 de ani, aveam mentalitatea de sunt invincibil și pot să mă iau cu oricine la trântă, nimic nu mi se poate întâmpla. Am avut un match cu o tipă care arăta super bine, mult peste nasul meu. Am vorbit o vreme și eventual am reușit să setez și o întâlnire. Ea mi-a zis că are un loc superb, unde putem să ne uităm la stele și să scăpăm de aglomerația orașului. Așa că mi-a zis că putem să ne vedem la ea și să mergem acolo după. A venit și seara în care trebuia să ieșim, eram super bucuros că mă întâlnesc cu ea. Când am trecut să o iau și ea părea la fel de bucuroasă ca mine. M-a ghidat să ajung la câmpul respectiv și wow, chiar că era o priveliște superbă. Spațiu cât în cape, păduri pe toate părțile, am văzut chiar și o căprioară. Dar, din locul unde am oprit eu, pe cealaltă parte a câmpului, am observat niște faruri foarte slabe în depărtare. Părmă, duba respectivă a început să vină spre noi și a oprit chiar în fața mașinii mele.
în așa fel încât nu puteam să merg înainte cu mașina. I-am spus ei să stea în mașină cât vorbesc eu cu șoferul Dubei. Am luat lanterna din mașină și m-am dus spre partea șoferului a Dubei. La volan era un tip destul de solid. L-am rugat să dea mașina mai în spate ca să pot să trec de el. Șoferul era super politicos și mi-a zis că el deține câmpul respectiv și că nu intenționa să ne sperie. Tot el mi-a zis că a avut niște probleme cu braconierii în trecut, așa că vrea să se asigure că nu facem asta aici. L-am calmat și i-am zis că am venit să ne bucurăm de priveliște și de liniștea pe care o oferă zona respectivă. El s-a calmat și mi-a zis că e ok și mi-a urat o întâlnire plăcută și a plecat mai departe. După asta, tipa cu care am ieșit avea telefonul lipit de mâinile ei și scria mesaje non-stop. Cam după o oră am văzut alte faruri care se apropiau rapid de noi. Am sărit în mașină și am mutat într-o poziție mai defensivă. Același tip de mai devreme, aproape că s-a oprit în mașina mea. Ea a sărit din mașină și s-a dus pe șoferul Dubei. În momentul ăla, știam că sunt într-o situație gravă pentru mine. Am coborât din mașină și am început să urlu spre ei să se întindă pe pământ. Niciunul nu m-a ascultat, bineînțeles. Șoferul Dubei s-a repezit spre mine și m-a împins. În procesul ăla, eu am căzut. Din fericire, m-a ridicat repede și l-am lovit și eu. Într-o fracțiune de secundă, am observat cum tipa cu care am ieșit a luat o țeavă de metal din dubă. Ea mi-a spus că au un pistol și că nu vor să mă rănească, doar să le dau portofelul și mașina mea. Dar, bineînțeles că mentalitatea mea de puști i-a zis nu. Ea a început să plângă și a zis că nu vrea să mă rănească. El a început să se retragă spre dubă. În momentul ăla, le-am spus că sunt polițist și am scos arma ascunsă pe care o aveam la mine și le-am ordonat să se întindă pe jos. După șocul inițial, s-au conformat. Am sunat la 112, le-am dat numele meu și numărul de înregistrare și le-am spus că am doi suspecți și am nevoie de întăriri cât mai repede posibil. Am încercat să dau cele mai bune indicații pentru poliție ca să mă găsească, dar, în timp ce eram distras de telefon, cei doi s-au ridicat și au fugit. Mentalitatea de puști invincibil m-a lovit din nou, așa că am început să alerg după ei. Am ales să fug după tip care a fugit în pădure. L-am alergat cam 30 secunde și pe urmă am auzit 3 bubuieli și am văzut lumină de la pistolul care trage. Mentalitatea mea de invincibil s-a cam dus pe apa sâmbetei în momentul ăla și am fugit de-a mâncat pământul spre mașina mea. M-am întors la casa de unde am luat-o pe fată și am sunat în centrală să cer iar întăriri. Bineînțeles că primul ajuns acolo era sergentul și ofițerul care m-au antrenat pe mine la academie. Din fericire, au fost înțelegători și nu m-au înjurat prea tare. Cred că cel mai urât cuvânt pe care l-au folosit a fost idiot. M-am urcat la ei în mașină și am mers spre câmpul respectiv. Din fericire, Duba era încă acolo. Ei mi-au zis să tac din gură și să ies din mașină doar dacă încep respectivii să tragă spre ei. Au verificat toată zona și după i-am văzut cum s-au dus spre Dubă. Au găsit urme de metamfetamină chiar pe partea șoferului și după s-au dus să verifice și în spate. Ce m-a speriat cel mai tare a fost când cei doi s-au întors la mașină, amândoi palizi, și mi-au zis să vin cu ei să văd și eu cu ochii mei. Am dus cu ei spre Dubă, iar în Dubă am găsit câteva cuțite mari, bană izolantă, benzină, o grămadă de gloanțe, cătuși și ceea ce părea să fie sânge uscat pe jos. Lângă scaunul pasagerului au mai găsit o pușcă automată de calibru mare și încă două pistoale. Am chemat imediat ajutoare și un detectiv. Când au investigat sângele, aparent nu era sânge, ci era altceva. Dar plăcuțele de matriculare erau furate împreună cu duba respectivă. Încă mai râd de mine cei de la secție pe baza întâmplării, dar din fericire nimeni nu a fost rănit. Un singur lucru e sigur, nu o să mai folosesc vreodată Tinder. Acest lucru a avut loc acum câteva luni. Eram la McDonald's-ul gării centrale din Copenhaga. Nu sunt danez, doar eram în vizită și, ținând cont că vreau să călătoresc cât mai ieftin posibil, am decis să iau autobuzul care începea cursa la 11 seara. Ca să fie și mai ieftin, am decis să nu iau o cameră la un motel sau ceva, așa că m-am gândit că o să stau treaz în stație până a doua zi, când pot să-mi văd de ce treabă aveam în oraș și după să dorm în autobuz tot drumul înapoi spre casă. McDonald's-ul este deschis 24/7. Îmi era cam frig ca să stau în stație și să încerc să picotesc, așa că am intrat în Mac și mi-am luat o cafea. După, m-am așezat la o masă goală. Erau destui oameni semi-imbeți pe lângă mine, deci nu se punea problema să moțăi un pic. Sau asta am crezut. După o vreme de stat singur la masă, un individ a venit spre masa mea și mi-a lăsat un pahar plin de suc pe masă. Mi-a zis în daneză ceva de genul că și-a mâncat sandwich-ul și e prea plin să mai bea sucul, așa că pot să-l beau eu. Eu sunt suedez și unii din noi înțeleg daneza fără probleme, dar eu nu mă număr prin ei. Așa că asta cred eu că mi-a zis individul cu sucul. În fine, nu m-am băgat în seamă paharul și nu m-am atins de el. M-am gândit că, fiind un pic beat, individul pur și simplu încerca să-și facă prieteni noi sau ceva de genul ăsta.
Am observat că la masa din fața mea stătea un alt tip care se cam holbea la mine. Privirile noastre s-au tot încrucișat de fiecare dată când m-am uitat pe el. Pot să zic că nu dădea o senzație de siguranță. Chiar nu mi-a plăcut să știu că aveam un potențial dubios care îmi urmărește fiecare mișcare. Pe lângă asta, nici nu avea ceva de mâncare sau de băut pe masă. Într-un final, tipul care se tot holba la mine s-a ridicat și a venit la mine la masă. Am înjurat în gând pentru că mă gândeam ce să fac ca să mă apăr în cazul în care mă atacă. Dar, în schimb, s-a întors și a apărut și individul care mi-a dat sucul inițial. El i-a zis să plece și după a luat paharul cu suc și i l-a dat înapoi. Și i-a mai zis să nu mai vadă pe aici într-un ton amenințător. După s-a întors spre mine și a început să-mi explice că individul cu sucul a trecut de mai multe ori pe lângă masa mea, în timp ce se uita să vadă dacă beau din sucul lui. Mi-a zis că a terminat de mâncat acum ceva vreme, dar a observat ce se întâmplă și a decis să mai stea o vreme în restaurant. Dar acum trebuie să plece și vrea să fie sigur că sunt în siguranță. Eu nici măcar nu l-am observat pe individul care mi-a dat sucul că tot se plimba pe lângă mine. Eram prea fixat pe tipul ăsta, care într-un final s-a dovedit a fi tipul bun din povestea asta. Cine știe ce era în sucul respectiv? Și cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă mi-ar fi fost sete și aș fi băut din pahar? Era începutul lui iulie, mai aveam un an de facultate, dar stăteam acasă în timpul vacanței de vară. În timp ce eram acasă, am cunoscut-o pe Lisa prin Tinder. Lisa trăia în același campus în care am eu facultatea și ea m-a invitat să vin la ea să petrecem weekendul împreună, iar eu m-am conformat și ne-am văzut. Weekendul cu Lisa a fost nemaipomenit, eram un cuplu după acel weekend. În august a trebuit să mă întorc la facultate pentru a alege unde o să stau în ultimul meu an. Am ales o casă în care aveam mai mulți colegi. În curtea respectivă erau două case, una mare cu etaj și 8 dormitoare și o casă mai mică în care erau 3 dormitoare și era folosită drept spațiu de depozitare. Am ales casa mai mică din motive de mai multă discreție pentru mine și Lisa. În casa mică am început să fac curat, fiind spațiul de depozitare era plină de mobilă veche și uitată. Ca să aveți o idee cum era împărțită casa, nu avea etaj, totul era la parter. Aveam 3 dormitoare, o bucătărie și o sufragerie. Aveam două uși, ușa principală, care intră direct în sufragerie, și una secundară, care dădea direct în bucătărie. În sufragerie aveam un geam uriaș, care avea cam 2 metri înălțime și 1 metru jumate lățime, acoperit de o perdea groasă. Acum că am explicat tot ce era de explicat, hai să vă povestesc ce s-a întâmplat. Era târziu, cam 11 noaptea. Lisa și cu mine eram cuibăriți în canapea și ne uitam la Jocurile Olimpice. Deodată, clanța de la ușa din față începe să fie apăsată frenetic. M-am luat prin surprindere. Eram într-un campus al facultății gol și nu aveam niciun fel de invitați care trebuiau să vină. Se oprește pentru un moment. Urmă, clanța începe să se miște și mai violent ca înainte. Din fericire, era încuiată ușa. În timp ce mă pregăteam să mă ridic din canapea, 3 bubuieli tari se auz la ușă, ca și cum cineva intenționa să dărâme ușa cu piciorul. Dar se pare că cine încerca să intre a eșuat. Sunt parțial cu inima împăcată, pentru că știam că și cealaltă ușă e încuiată. Lisa se trezise și ea, un pic confuză. M-a întrebat, ce e, ce e aia? I-am zis să tacă și să se încuie într-unul din dormitoare și să facă liniște. Ea m-a refuzat inițial, dar practic i-am ordonat să facă asta și într-un final a fugit tiptil în dormitor unde s-a încuiat. Am alergat spre cealaltă ușă și m-am asigurat că e încuiată. Ok, suntem în siguranță pentru un moment. Am început să mă gândesc de unde pot să fac rost de o armă. Ah, ce bun era un pistol acum. Poate au lăsat foștii chiriași o armă. O pușcă ar fi ideală. Am văzut un arc de vânătoare și câteva săgeți, dar e prea încet și m-aș mișca greu cu el în spate. Într-un final am găsit o crosă de golf. Bingo! Totul e cufundat într-o tăcere apăsătoare. Singurul lucru care se auzea era inima mea care mi-avea un pic și îmi spărgea pieptul și puteam să o aud pe Lisa cum deja vorbea cu un operator de la 112. Stăteam în bucătărie cu crosa strânsă în mână, când, deodată, clanța de la ușa laterală începe să se miște violent, urmată de 2 bubuieli. Lisa urla din camera cealaltă, în timp ce eu urlam spre intrus. Suntem înăuntru și am sunat la poliție. Lasă-ne în pace, poliția e pe drum încoace. Bubuiala s-a oprit. Era liniște. O liniște moartă. Stăteam pe canapea și așteptam să vină poliția. Deja trecuseră peste 2 ore și nicio urmă de ei. Era cam 2 dimineața. Eram amândoi epuizat după toată adrenalina care ne-a trecut prin vene. Așa că am decis să mai sunăm o dată la 112.
112, ce s-a întâmplat? Răsună vocea operatorului prin receptorul telefonului. Bună seara, am sunat acum 2 ore să raportez o încercare de intrare prin infracție, dar polițiștii nu au mai venit, am răspuns eu. Sunteți încă în casă? Intrusul a reușit să intre? M-a întrebat operatorul. Da, suntem încă în casă și intrusul nu a reușit, dar îmi este teamă că o să se întoarcă, i-am spus eu un pic nervos. Mai dați-mi încă o dată adresa, vă rog, îmi spune operatorul. În timp ce dictam adresa, bubuielile au început din nou. Ușa de la intrare era iar sub asediu. Am început să urlu spre operatorul de la 112 să se grăbească, pentru că individul de la ușă s-a întors. Poliția e pe drum, vă rog să rămâneți la telefon și să nu stați lângă geam sau ușă, îmi spune cu o voce calmă operatorul, în timp ce eu și Lisa ne ieșeam din minți la cât de frică ne era. În tova carmul ăla, deodată se aude. Geamul uriaș din sufragerie era în bucățele pe jos. Perdeaua groasă a reușit să oprească mare parte din cioburi și nu s-au răspândit prin casă. Plin de adrenalină, am început să omor aerul cu crosa de golf, în speranța că dacă încerca să intre pe geam, o să lovesc destul de tare. Momente mai târziu, am auzit sirenele și puteam să văd și luminile albastre specifice. Au învânzit zona și au început să cerceteze. Eventual au bătut la ușă, unde am deschis și am văzut urmele de pantofi de pe ușa din față. Geamul din sufragerie a fost spart cu o sticlă de whisky aparent. Într-un final, l-au găsit pe cel care încerca să intre în casă, un boschetar bețiv care aparent a mai terorizat și pe alții în aceeași seară. În concluzie, a doua zi am fost și mi-am cumpărat un pistol. Nu am de gând să se mai repete experiența și să nu am cu ce să mă apăr. Într-o seară, cam jumătate de oră înainte de închidere, am primit o comandă în cea mai proastă parte a orașului. Am fost forțat să iau comanda, deoarece managerul a trimis pe celălalt șofer acasă din cauza comenzilor puține. Cam după 20 de minute, GPS-ul m-a informat că am ajuns la destinație. Am scos pizza din geantă și m-am dat jos din mașină. Era întuneric beznă și nu puteam să văd numerele caselor, așa că am sunat la clientul care a dat comanda să-și aprindă lumina de pe terasă ca să-mi dau seama la care din ele trebuia să livrez această pizza. Nu mi-a răspuns din prima, așa că a trebuit să insist. Într-un final, mi-a răspuns și m-a informat că nu merge lumina, dar casa e cea cu 2 pubele de gunoi la ieșire. Am început să mă îndrept spre casa respectivă. Am intrat în curte și am văzut un bărbat cum se uită la mine printr-un geam de lângă intrare. L-am salutat, dar n-am primit niciun fel de reacție din partea lui. Nici măcar nu s-a ridicat să vină să-mi deschidă ușa. Mi se făcuse pielea de găină în momentul ăla și am decis să mă întorc la mașină. L-am sunat pe client și am spus să vină să-și ia pizza din mașina mea. Mi-a zis cu o voce groasă și oarecum înfiorătoare să ignor colegul de cameră. El mi-a zis că ușa e descuiată și să-i duc pizza la subsol, pentru că el închiriază parterul de fapt și ăsta la subsol. În timp ce vorbeam cu el la telefon, am văzut o lumină slabă la geamul de lângă ușă. Bărbatul ăla care s-a holbat la mine prin geam vorbea cu mine la telefon. Am închis apelul și am plecat. Până am ajuns înapoi, toate plângerile nu se mai luau în considerare până a doua zi. Un lucru e cert, nu mai am de gând să livrez vreodată într-o zonă atât de înfiorătoare. Sunt în sesiune la facultate, așa că am plecat de la Biblioteca Națională la ore destul de ciudate. Seara trecută am plecat cam pe la 5 fără un sfert dimineața și am decis să mă opresc până la Mac pentru un mic dejun consistent. În timp ce intru în drive-thru, am observat un cățel alb cum latră și aleargă un tip care era pe bicicletă în parcare. Mac-ul ăsta are parcarea împărțită cu un hipermarket, așa că nu mă miră nimic. E bine de știut că eram singura mașină în drive-thru și sunt la al doilea geam unde trebuie să plătești. În timp ce așteptam să plătesc, un tip, într-un hanorac gri, vine dinspre o mașină albastră. Observați cum am zis că venea, nu că s-a dat jos din mașină, și se îndrepta spre mașina mea. Mașina asta e cam la 50 de metri de mine, deci îi ia cam 15-20 de secunde să se apropie de mine. În tot timpul ăsta, mă rugam să nu vină la mașina mea și, de fapt, să vrea să intre în restaurant. Fiind destul de întuneric în parcare, nu am reușit să văd bine cum arată. Tot ce pot să zic e că era un tip cam la 30-40 de ani, destul de solid și părea să aibă niște cicatrici pe față cu o barbă neîntreținută. Tipul ajunge pe partea pasagerului. Am ridicat geamul în timp ce se apropie de mine și am lăsat geamul un pic crăpat ca să pot să aud ce se întâmplă afară. Tipul îmi spune: "Salut, poți să mă ajuți cu niște curent pentru baterie? Am toate cablurile scoase, deci o să-ți ia doar 2 minute. M-am gândit câteva secunde, dar ceva nu se leagă, așa că l-am refuzat într-un final.
Tipul pare enervat de răspunsul meu, dar pleacă de lângă mașina mea. În momentul ăla, casierul de la McDonald's vine la geam și scoate POS-ul ca să plătesc. Ea mă întreabă ce a vrut tipul ăla și eu i-am explicat ce s-a întâmplat. În timp ce așteptam să primesc comanda, am văzut în oglinda retrovizoare pe tipul de mai devreme cum se plimba aiurea prin parcarea respectivă. Alte două mașini s-au oprit în spatele meu și am văzut cum s-a dus și la ei să vorbească, dar aparent toți l-au refuzat. Am devenit un pic suspicios și am decis, după ce mi-au mâncarea, să sun la linia poliției pentru non-urgențe. Așa că am parcat pe partea cealaltă a străzii, într-o parcare a unor blocuri de apartamente. În timp ce eram cu nasul în telefon, aud cățelul de mai devreme cum latră. De data asta, îl au foarte tare. Ridic ochii și îl văd pe tipul de mai devreme pe bicicletă. Tipul dădea ture cu bicicleta în jurul mașinii mele. Am făcut contact vizual cu el și el a dat din cap spre mine, iar eu din reflex am făcut la fel. După asta, a dispărut pe străzile goale. Același lucru am făcut și eu și tot am sunat la poliție ca să le dau pontul anonim. Să sperăm că nu o să mai dau vreodată de tipul ăsta împreună cu câinele lui. Când eram încă un adolescent în liceu, eu cu prietenul meu Justin mergeam seara de seară să ne dăm cu placa. Preferam noaptea pentru că ne plăcea libertatea și senzația de liniște dată de drumurile goale. Chiar și atunci când o luam pe un drum principal, rar vedeai mașini în zonele astea. Iar dacă treceau, puteai să le vezi și să le auzi de departe din cauza farurilor și zgomotului făcut de motor. Era activitatea noastră preferată. Erau zile în care ne plimbam kilometri întregi și nu ajungeam acasă mai devreme de răsăritul soarelui. Într-o seară am zis să încercăm să ne plimbăm și prin alte părți decât drumurile noastre preferate. Am decis să mergem pe drumurile interzise, ca să zic așa. Începutul drumului era îngust și despărțea practic două lacuri. Dacă ploua mai tare, de cele mai multe ori drumul dispărea, așa că am vrut să profităm de vremea frumoasă și să ne bucurăm de el. Avea cam 3 km lungime și era extrem de relaxant să ne plimbăm pe ceva atât de neted și liniștit. După ce am parcurs tot drumul, am decis să mergem tot înainte pe un drum care ducea într-o pădure deasă. Am ajuns în vârful primului deal din traseu și ne-am oprit să ne uităm în jos pe cealaltă parte. Noaptea era atât de întunecată încât nu vedeai absolut nimic până jos. Dintr-o dată, am observat amândoi un punct mic de lumină în josul dealului. Se mișca într-un mod ciudat și nu reușeam să ne dăm seama ce anume e. În loc să aprindem lanternele, să vedem mai bine, am stat și am urmărit cum se mișcă, în timp ce ne șopteam unul altuia ce credeam că poate să fie. Deodată, punctul de lumină slab s-a transformat în mai multe lumini extrem de puternice, acompaniate de sunete gălăgioase de motor. Ne-am speriat amândoi și am început să fugim în partea opusă. Auzeam voci de bărbați urlând indescifrabil și sunetul motorului din ce în ce mai aproape în spatele nostru. Din neatenție am ieșit de pe drum și am ajuns într-o râpă din pădure, de unde puteam să vedem vârful dealului. Am decis să rămânem acolo, în speranța că vegetația deasă și bezna naturală o să ne ascundă destul de bine de cei care ne urmăreau. Am văzut când aceștia s-au oprit în vârful dealului. Erau 4 bărbați, 2 pe ATV-uri și 2 pe motociclete de teren. Urlau unii la alții despre ceva anume, dar nu ne-am dat seama despre ce vorbeau, deoarece era o distanță considerabilă între noi. Ne simțeam destul de în siguranță, așa că am început să vorbesc în șoaptă cu prietenul meu și am încercat să ne dăm seama ce făceau oamenii ăia acolo. Primul gând a fost că sunt pădurari, deși nu am văzut niciodată așa ceva în zona respectivă. Sincer, nu cred că primăria avea buget pentru așa ceva, în special pe tura de noapte atât de departe în pădure. Pe lângă asta, oamenii nu păreau să aibă echipament adecvat pentru patrulele de vânătoare. De asemenea, nu știu din ce motiv, păreau foarte supărați legat de ceva anume. La un moment dat au început să urle după noi. Urlau chestii de genul: "Știm că sunteți acolo" și "Vă vedem, ieșiți de acolo." Am încremenit amândoi și am decis că mai bine să rămânem ascunși în groapă. Într-un final, l-am auzit pe unul dintre ei cum a urlat: "Găsiți acum!" în timp ce spărgea o sticlă. Ăla a fost momentul când ne-am dat seama că sigur nu erau pădurari. I-am urmărit cum s-au împărțit, fiecare mergând în altă direcție în căutarea noastră. A durat ceva până am avut curajul să ne mișcăm. Eram amândoi terifiați, ascunși în groapă, urmărind luminile de la motorete și ATV-uri care ne dădeau târcoale, în timp ce niște străini ne căutau. M-am gândit să sun după ajutor, dar îmi era frică să deblochez telefonul și să atrag atenția din cauza luminii. Atunci când luminile motocicletei păreau să fie destul de departe, ne-am făcut curaj să fugim în partea opusă și să căutăm ajutoare.
Am alergat cât de repede am putut prin pădure. Cât timp s-au învârtit în jurul nostru, am reușit să distingem câteva ascunzători pe drumul care ieșea din pădure. Iar, când credeam că ne-ar putea vedea, ne ascundeam și așteptam să treacă. Din păcate, opțiunile de ascunzători erau din ce în ce mai puține pe măsură ce ne apropiam de ieșirea din pădure. Într-un final, am reușit să ieșim din pădure la o intersecție de drumuri principale în partea opusă a pădurii. Când mi-am scos telefonul, am observat că aveam niște apeluri nepreluate de la un prieten de-al nostru pe nume Connor. Trebuia să ne întâlnim cu el pe traseul de plimbare, dar nu am mai ajuns. L-am sunat de mai multe ori și până la urmă mi-a răspuns. Din fericire nu plecase acasă, era la câțiva kilometri de unde ne aflam noi. I-am dat numele străzilor unde eram și el a pornit-o spre noi. Connor a ajuns din fericire înainte să se întoarcă oamenii ăia. Ne-am aruncat în mașină și am plecat de acolo. Un sentiment de ușurare ne-a cumplit pe amândoi, odată ce am realizat că am scăpat de situația de mai devreme. După ce i-am explicat lui Connor tot ce s-a întâmplat, am decis să nu sunăm la poliție. Ne-am gândit că sigur oamenii au plecat de acolo până ajungea poliția să investigheze. Mai rău, ne băgau pe noi în belele, ținând cont că nu aveam voie să ne plimbăm pe drumurile astea la ore așa târzii. Încă nu am idee ce s-a întâmplat cu oamenii ăia sau cine erau. Mulți prieteni și unii membri ai familiei mi-au spus tot felul de teorii. Unii sunt de părere că am întrerupt o întâlnire între traficanți de droguri sau cine știe ce, poate să fi fost și mai rău de atât. Partea frustrantă e că nu am văzut nimic. Și nu știu ce cred oamenii ăia că am văzut noi de vreau să ne prindă cu atâta ardoare. Dar nu cred că o să aflăm niciodată. Cred. Acest lucru s-a întâmplat acum câțiva ani. Pe când eram încă în liceu, aveam 17 ani atunci. Am crescut într-un oraș mic, dar mama, sora și cu mine ne-am mutat într-un oraș mai mare. Eram singura acasă cu sora mea cea mică, care avea 3 ani, deoarece maică mi-a lucrat ore de noapte, eram babysitterul desemnat de fiecare dată. Era iarnă, chiar în ajunul Crăciunului. Acest eveniment s-a întâmplat în jurul orei 9 seara. Îmi lăsam sora mea să stea până mai târziu cu mine și odată ce adormea, o mutam în camera ei. În așa fel, eliminam crizele de plâns legate de ora de culcare. Așadar, stăteam pe canapea, noi două și câinele nostru, când câinele a început să facă foarte urât. Câinele nostru era un Basset Hound măricel pe nume Matilda. Era incredibil de dulce și foarte rar lătra. Dar în acest moment mureia foarte tare și blana de pe spate era sculată. Am știut imediat că se întâmplă ceva rău la ușa mea, așa că am luat-o pe sora mea și am dus-o în baie. Am așezat-o în cadă și i-am spus să nu scoate niciun sunet, după care am închis ușa cu cheia. M-am întors în sufragerie, cu sora mea în siguranță, pun mâna pe telefon, gata să sun la autorități dacă este nevoie. Deodată, cineva începe să bată puternic cu pumnii în ușa de la intrare. M-am uitat repede pe vizor și am văzut un bărbat stând afară cu fața acoperită de sânge. Matilda încă făcea foarte urât și tot încerca să se bage între mine și ușă. Inima îmi bătea de să-mi spargă pieptul. Aveam un gol uriaș în stomac și habar n-aveam ce să fac, așa că mă îndepărtez de ușă și stau acolo, în liniște completă. Bubuiala de la ușă devine din ce în ce mai tare și apoi încep să aud voci și țipete în timp ce acest tip mă roagă să-i deschid ușa. Mă apropii de ușă și să mă uit iar pe vizor. Acolo am văzut că a apărut un alt tip care îl bate pe tipul acoperit de sânge. În acel moment eram o fată de 17 ani fără apărare, iar de cealaltă parte a ușii sunt doi indivizi soliți, unul care îl agresează pe celălalt, iar celălalt care mă imploră să-i deschid ușa și să-l las să intre. Într-un final, mă hotărăsc și sun la 112. Le ofer informațiile necesare, în timp ce tremur necontrolat și mă bâlbui la telefon. Nu știu cum a reușit operatorul să înțeleagă situația și adresa oferită de mine, dar printr-o minune a reușit. După ce autoritățile au ajuns la locație și spiritele s-au calmat, un ofițer de poliție îmi bate la ușă. Mai târziu, am aflat că tipul care îmi bătea la ușă a fost luat de bătaie de un alt individ la câteva străzi distanță, dar a reușit să fugă și așa a ajuns în fața ușii mele. Din păcate, agresorul a ajuns din urmă într-un final. În acest moment, câinele meu era la fel de turbat. Sora mea era în continuare închisă în baie, iar eu plângeam misteric și simt că sunt pe cale să mor din cauza adrenalinei care îmi pompează prin corp. Deschid ușa poliției și observ că aveam sânge mânjit pe partea cealaltă. Încă tremur de frică și nervi și încep să plâng și mai tare. Într-un final, reușesc să o calmez pe Matilda și las polițiștii să intre în casă, iar ei m-au ajutat să o scot și pe sora mea din baie și o sună pe maică mea să-i spună ce s-a întâmplat. Îmi iau declarația despre întregul calvar și stau cu sora mea și cu mine până când mama mea ajunge acasă.
Bineînțeles că în noaptea aceea, mama, sora mea și Matilda, împreună cu mine, am dormit toate trei în aceeași cameră cu lumina aprinsă. În retrospectivă, știu că tipul Rin nu încerca să sperie sau să rănească pe sora mea sau pe mine. Încerca doar să obțină ajutor și m-a simțit groaznic când nu l-am lăsat să intre, în ciuda faptului că asta ar fi trebuit să fac. Dar, totuși, cei doi indivizi, hai să nu ne mai vedem vreodată. Povestea asta s-a întâmplat acum 2 ani, în ajunul anului nou. Cel mai bun prieten și cu mine a mers la un alt prieten acasă la o petrecere. Tipul ăsta locuia într-o zonă, hai să nu zicem, foarte bună. După ce ieși de pe autostradă, ajungi într-un orășel. După ce treci de orășel, ieși din nou pe altă autostradă. Până când ieși de pe autostradă, ajungi pe un drum de țară. Drumul ăsta este super lung, cam jumătate de oră de condus, iar la capătul drumului este casa unde trebuia noi să ajungem. Acum că știți împrejurimile, hai să vă spun ce s-a întâmplat. Era pe scaunul din dreapta, în timp ce încă doi prieteni erau în mașina din fața noastră. Totul a decurs normal până am ieșit de pe a doua autostradă, pe drumul de țară. Fiind ajunul anului nou și destul de târziu, nu prea erau mașini pe stradă, dar un camion era în spatele nostru. Nu l-am băgat în seamă, până când camionul s-a dat jos de pe autostradă, odată cu noi pe drumul de țară. Drumul de țară avea multe străduțe legate de el până în capăt. Pe de altă parte, nu era iluminat și aveai pădure pe stânga și pe dreapta. Așa că ne vedem de drum, dar un sentiment de neliniște mă deranja, pentru că aveam în continuare camionul fix în spate. I-am spus prietenei care conducea de situație și i-am zis că probabil stă mai departe pe drumul ăsta, așa că să nu fac griji. Ne vedem de drum și camionul din spate a început să ne semnalizeze cu luminile de fază lungă, în timp ce era super aproape de spatele mașinii noastre. Ne-am gândit că vrea să ne păcălească și să oprim pe marginea drumului, dar bineînțeles că nu am făcut asta. Am început să mă panichez, așa că i-am sunat pe prietenii care erau în față să-i informeze situație. Ei mi-au dat cu flit și mi-au zis că exagerez. Asta speram să fie cazul, dar ce s-a întâmplat mai încolo m-a făcut să-mi fie și mai frică. Mă uitam în spate și am văzut că nu mai e camionul. M-am gândit că poate au luat-o pe unul din drumurile lăturalnice, pentru că nu mai vedeam nicio lumină. Dar, la a doua inspecție, în oglinda retrovizoare, am văzut o siluetă de camion, care era super aproape de mașina noastră, doar că avea luminile oprite. Nu era niciun fel de logică de ce ar face cineva așa ceva pe un drum de țară neiluminat în mijlocul nopții. În momentul acela am crezut că o să murim. Mi-am sunat prietenii și într-un final am prins semnal și mi-au răspuns. Din fericire, cei din față s-au gândit la o soluție și mi-au spus să-i urmărim. Am făcut stânga pe o străduță cu un scuar și ne-am oprit farurile mașinilor. Cel din camion nu ne-a văzut când am făcut stânga și a ținut-o drept pe drum. Am stat câteva minute acolo și am văzut camionul cum a trecut pe cealaltă parte a drumului. Din fericire, nimic nu s-a mai întâmplat după. Dar, către șoferul camionului, hai să nu ne mai vedem vreodată. Acum câțiva ani, în ajunul Crăciunului, eu și cu prietenul meu pe nume Frank ne plimbam prin oraș cu mașina. Dacă îmi aduc bine aminte, făceam ultimile cumpărături înainte de Crăciun. La un moment dat, ne-am oprit la un magazin ca să luăm niște gift carduri. Fiind decembrie și destul de seară, era întuneric. La ieșirea din magazin am fost întâmpinați de o femeie care ne aștepta. M-a întrebat dacă putem să o ajutăm cu un drum două străzi mai încolo. În mod normal aș fi refuzat acest lucru, dar fiind ajunul Crăciunului și ținând cont că ningea destul de tare, am decis să fiu drăguț și să o ajut. Așa că s-a urcat în locul din spatele mașinii și m-a informat că stă chiar pe strada asta la 5 minute distanță. Însă, înainte de a merge spre strada respectivă, ne-am oprit vis-a-vis la un ATM pentru a scoate niște bani cash. Mi-a explicat că trebuie să scot niște bani și după mergem spre casa ei. Atunci, au început chestiile dubioase să se întâmple. Din senin, m-a întrebat dacă pot să o împrumut cu niște bani până la salariu. M-am uitat spre Frank, care deja îl umflase râsul, dar se abținea. Era ireal. Aveam o străină care s-a urcat în mașina mea acum 2 minute și deja îmi cerea bani? Tot ce am reușit să spun a fost un poftim? Dar ea doar a repetat întrebarea ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Văzând că nu ajung nicăieri cu bunul simț, am întrebat-o cum are de gând să-mi dea bani înapoi, ținând cont că practic este o străină. Ea mi-a răspuns că îmi va da numărul ei de telefon. Dar acum este închis și că o să-și revină până săptămâna viitoare. Sincer, mă îmbufnise și pe mine râsul, pentru că ea credea că o să mă prostească. Dar am mai scos încă $20 extra de la ATM. Nu aveam de gând să-i dau, dar i-am pus în portofel și am zis că o să-i dau banii când ajungem în fața casei. Odată ce am ajuns înapoi pe drumul principal, i-am cerut indicații. Dar
ea s-a răzgândit. Nu mai vrea să meargă spre casă. În schimb, vrea să o duc în fața casei unui prieten. Cam devenise destul de ciudată situația și vreau să mă opresc în mijlocul drumului și să o dau afară din mașină. Dar am continuat să conduc și am urmat instrucțiunile ei. Am ajuns destul de departe față de locația inițială. Cam 15 minute de condus mai departe și era o mare parte străduțe și drumuri ciudate. Nu prea știam zona, dar mi-am dat seama că ne-a dus în ghetou. Într-un final m-a pus să opresc în fața unei case. Nu știam dacă casa era al presupusului prieten, dar ce nu mi-a plăcut e că pe partea stângă aveam un cimitir, lucru care nu-mi dădea un sentiment de siguranță. Am așteptat să mulțumească sau să-mi zică ceva și să se care din mașina mea, dar ea stătea în spate cu un zâmbet stupid pe față. M-am întors spre ea și am întrebat-o dacă îl așteaptă pe presupusul prieten să iasă din casă. Mi-a răspuns rapid cu, nu, aștept să-mi dai banii mei. M-am uitat din nou spre Frank. Amândoi eram stupefiați de răspunsul ei. Nu aveam de gând să las unui străin pe care l-am ajutat să-mi vorbească de parcă îi datorez ceva. Așa că i-am spus că nu îi dau niciun ban și dacă are nevoie de ajutor să vorbească cu prietenul ei. Ea a început să urle și situația s-a cam încins, ea tot poruncindu-mi să îi dau banii pe care i-am promis. Nu venea să cred, dar tot ce vroiam era să iasă nebuna asta din mașina mea. Am întors capul spre fereastra din stânga și am văzut câțiva oameni pe stradă. Nu știam dacă oamenii ăștia erau deja pe stradă sau au ieșit pentru că au auzit scandalul din mașina mea. În capul meu rulau deja 1000 de scenarii și nu știam ce să fac, când îmi dau seama că acei oameni se îndreptau spre mașina mea. Deodată aveam un grup de indivizi la geamul meu care urlau spre mine și mă întrebau care este problema. Așa că, într-un sfârșit, am luat cei 20 de dolari din portofel și i-am aruncat spre ea. I-au luat bancnota și a țâșnit din mașină în întunericul străzii. Am călcat-o și eu în speranța de a ieși cât mai repede din cartierul respectiv. Când am ajuns pe drumul principal, am început să ne simțim mai bine, dar în continuare eram supărat că am fost păcălit de o tipă din cauza bunătății mele. Nu mă interesau banii, știam că îi pierdusem deja și știam că nu o să-i mai văd vreodată înapoi. Dar, credeți-mă pe cuvânt, nu o să mai iau în viața mea un străin în mașină. Seara trecută a fost ajunul anului nou. Soțul meu, eu și încă două cupluri am decis să ieșim în oraș să bântuim cluburile. Ce pot să zic, ne-am îmbătat, am băut, am fumat toată noaptea. Iar după miezul nopții, eu am încetat să mai beau și doar am fumat pentru că nu vreau să fiu mahmur a doua zi. Asta o să fie relevant mai încolo în poveste. Așadar, este deja 2 dimineața. Am ieșit dintr-un bar și am realizat că persoana care trebuia să cheme un Uber, nu doar că era beat criță, debea instalase aplicația pe telefon și nu avea nimic setat. Unde stăm noi, Uber nu este valabil, așa că nu prea știm cum se folosește. În fine, e super frig afară, cel mai beat dintre noi se chinuie să facă aplicația să meargă și în acel moment era beznă afară cu niciun suflet în zonă. Deodată se apropie un tip de grupul nostru și ne întreabă dacă avem o țigară. Toți îi spunem că nu, iar el începe să vorbească cu băieții din grupul nostru. Îmi aduc aminte că avea un zâmbet uriaș pe față și niște ochi nebuni în cap. El începe să facă tot felul de glume cu tentă sexuală, iar soțul meu se răsește la el și îi spune să plimbe ursul. Soțul meu este super săritor în general la chestii de genul ăsta, în special când are la bord câteva pahare. Dar în acest moment nu se gândește prea mult la remarcele făcute de tipul ăsta, doar vrea să-l facă să plece și să ne lase în pace. Cam după 3 minute, tipul se întoarce în jurul nostru și ne întreabă iar dacă avem să-i dăm o țigară, ca și cum nu a făcut asta cu 3 minute. O să zic că eram destul de fumată și începusem să realizez cât de ciudată era situația respectivă. Soțul meu se repezește iar spre el și îi spune să plece. Tipul pleacă și se oprește la colțul clădirii și începe să se holbeze intens la grupul nostru. Am tot încercat să spun grupului că ar cam trebui să ne îndepărtăm de ciudatul ăsta, dar nimeni nu mi-a acordat nicio iotă de atenție. Cum am spus, eram destul de fumată și credeam că sunt singura care vede toată situația și că sunt singura care își dă seama cam cât de periculos pare tipul ăla. La un moment dat, prietenul care trebuia să comande un Uber a crezut că a găsit o mașină, dar se pare că el de fapt nici nu știa să folosească aplicația. 2 minute mai târziu, ghiși cine apare din nou să ne întrebe de o țigară. Dap, ciudatul ăla cu zâmbetul lui și ochii lui nebuni. În momentul ăla, soțul meu își pierde răbdarea și sare să-l ia pe tipul ăsta la bătaie. Din fericire, ceilalți soți intervin și reușesc să mai calmeze spiritele. Ochi nebun fuge spre colțul străzii ieșind din câmpul nostru vizual. Eram atât de fumată și speriată la momentul ăla, încât efectiv îi imploram pe cei din grupul meu să sune la poliție. Dar, în cele din urmă, am fost refuzată, ținând cont că nimic nu s-a întâmplat. Deodată, l-aud pe ochi nebun cum urlă spune, ha, sunteți toți arestați! În timp ce alerga cu toată forța spre noi, cu mâna stângă în buzunar, iar în cealaltă mână avea ceva care părea ca un pistol acoperit. Avea o expresie de ură pe față și aveam impresia că o să ne împuște pe toți acolo. Odată ce a ajuns spre noi, își scoate telefonul și spune, haha, glumeam, dar el nu zâmbea deloc.
Soțul meu și încă un prieten se pregăteau de luptă, în timp ce un alt prieten urla pe ei să nu se bage și să plece de acolo. Printr-o minune, cel mai bad dintre noi a reușit să găsească un Uber care era la 3 minute distanță. Și din fericire a ajuns super rapid la locația noastră. Cele mai lungi 3 minute din viața mea, dacă pot spune asta. Dacă tipul ăla ar fi fost beat ca noi, nu ar fi fost așa o mare problemă. Dar e un alt nivel de frică când ai de-a face cu cineva care nu e stabil mental sau e pe cine știe ce droguri. Așa că, ochi nebuni, sper să nu ne mai întâlnim vreodată. Eram în vizită la părinții mei în vacanța de Crăciun. Ei locuiesc cam în mijlocul pustietății, cu păduri pe două laturi, un vecin la dreapta și unul peste drum. Cealaltă locuri de case încă nu sunt dezvoltate. Modul în care casa este amenajată este că garajul are în față pădure și din garaj ajungi în spălătorie care este legată de casă. În noaptea ajunului eram răcit, așa că am decis să rămân acasă să mă uit la niște filme în timp ce părinții mei s-au dus peste drum la vecin să petreacă. Așa că am rămas eu și cei doi câini în casă. Eu, încercând să intru în starea de filme horror, am stins toate luminile din casă și am căutat cel mai înfricoșător film de pe Netflix. În timp ce mă uitam, cam 30 de minute au trecut. Eram eu și unul dintre căței pe canapea. Deodată, aud ușa de la spălătorie care se deschide și se închide încet. Nimic suspicios. Așa face ușa când nu este închisă ca lumea. În special când maică-mea pleacă din casă și unul dintre câini o așteaptă mereu acolo. Așa că mă duc să verific să văd dacă a rămas unul dintre câini acolo, când îmi dau seama că nu era niciun câine blocat acolo. Totuși, am presupus că era aerul condiționat de vină, așa că am tras bine ușa și m-am întors pe canapea la film. Mai trec încă 10 minute și aud iar ușa. Grăbit, mă duc să verific și o închid iar, gândindu-mă că nu am închis-o ca lumea din prima. Așa că am purces la a mă întoarce la filmul meu, dar după încă 10 minute aud ușa iar. De data asta am început să mă cam sperii, știind cât de tare am tras ușa ultima oară și nu avea cum să se deschidă singură din nou. Așa că am aprins luminile, am luat lesa cățeilor și eram gata să mă duc peste drum să le spun părinților mei să-i întreb dacă îmi joacă o festă. În timp ce mă pregăteam să ies pe ușă, primesc un mesaj de la vecinul meu, care stă peste drum și mă întreabă dacă dau o petrecere secretă. I-am răspuns că nu, de ce aș face așa ceva? El îmi răspunde că a văzut prin fereastra lui oameni care ieșeau din pădure și intrau în garajul casei mele. Așa că a vrut să mă întrebe ce se întâmplă. Bineînțeles că m-am speriat, așa că am închis ușile, am sunat la poliție și după am sunat pe părinții mei. Din păcate, poliția nu a găsit pe nimeni în casă. Nimic nu lipsea. Deci cine știe ce vroiau oamenii ăia. În orice caz, cine încerca să mă sperie sau cine știe ce avea în cap să-mi facă, hai să nu ne mai întâlnim vreodată. În urmă cu 2 ani, am decis că vreau să fac o plimbare pe un traseu de pădure și să mă bucur de priveliște. Nu era prima dată când făceam drumeții prin pădure. Mai mersesem pe acolo ca să alerg și să mă cațăr. De obicei, mă însoțea prietenul meu, dar în ziua respectivă, el era la muncă, așa că am decis să merg singură. Nu știu de ce, dar mă simțeam în siguranță și liniștită. Am parcat pe marginea cea mai îndepărtată a parcării, în caz că se umple mai târziu. Traseul continua drept din parcare cam un kilometru, până se făcea o curbă largă pe un deal măricel. Eu vreau să ajung la un lac de lângă o parcare abandonată. După dealul respectiv, am făcut stânga și am mers pe traseu cam încă 400 de metri. După, iar stânga încă 200 de metri, după care a urmat partea mai dificilă. Traseul se continua pe un teren înclinat, plin de pietriș, care, bineînțeles, că făcea zgomot când calci pe el. Eram ok la începutul traseului, asta până a trebuit să fac stânga. Când am ajuns la partea în panta a traseului, un sentiment de neliniște a început să mă cuprindă. M-am gândit că sunt eu prea paranoică, așa că mi-am continuat drumul. Cam la jumătatea drumului în pantă, am auzit în spatele meu pași grei și sunete de crenguțe care se rup. Sunetele păreau să vină din stânga mea, cam la 100 de metri. Fiind pădure, din păcate nu puteam să văd ce face zgomotul ăla din cauza copacilor. M-am oprit, iar în același timp s-au oprit și sunetele. M-am gândit că poate e o căprioară sau o pisică sălbatică, așa că mi-am continuat drumul până în capătul pantei. Imediat cum am ajuns, sunetele s-au schimbat brusc. Se auzea ca și cum cineva alerga direct spre mine, am înghețat pe loc. Inima îmi bătea cu 1 milion de bătăi pe minut. Fiecare mușchi din corpul meu era încordat. Așteptam îngrozită să apară și l-am văzut. Un bărbat alerga direct spre mine și părea că are ceva în mână. Am început să fug înapoi pe drumul pe care am venit. M-am uitat în spate, iar bărbatul era în capătul pantei. S-a uitat spre mine cu o privire bolnavă. Avea un cuțit imens în mână,
M-am îngrozit, iar, într-un moment de neatenție, m-am împiedicat și am căzut. Bărbatul a urlat spre mine. Vino înapoi! Am început să alerg cât de repede mă țineau picioarele, până am făcut dreapta și am reușit să ies pe traseul principal. Când am ajuns în parcare, am deblocat ușa cu mâinile tremurânde și m-am aruncat în mașină. În timp ce dădea cu spatele, l-am văzut cum a ieșit din pădure și s-a oprit la marginea parcării. Nu făcea nimic, doar stătea acolo, acoperit de umbra copacilor. În timp ce ieșeam din parcare pe autostradă, am observat că el era tot acolo, nemișcat. Pe fața lui avea cel mai malefic zâmbet pe care l-am văzut în viața mea. Mi-a făcut încet cu mâna în timp ce eu ieșeam pe autostradă. Nu m-am mai întors pe traseul ăla niciodată. De fapt, nu am mai fost la drumeții prin păduri de atunci. Când aveam 12 ani, eu și cu prietenii mei ne jucam de-a vațe ascunse la pădurea de la marginea orașului. În mod normal, ne jucam de la 6 seara până la 10, 10 jumate, cel târziu în weekenduri. Nu aveam voie să mergem foarte departe în pădure. Cât timp puteam să vedem casele, era ok. Cam atât ne cereau părinții noștri. Într-o vineri, în timp ce ne jucam în pădure, ca în orice altă zi, fără niciun motiv, m-am decis să merg mai adânc în pădure. Nu îmi aduc aminte cât de departe am ajuns, dar știu că am dat peste o căbănuță veche. M-am gândit că aș putea să folosesc locația descoperită ca loc de ascuns, dar după am realizat că nimeni nu ar veni atât de departe în pădure să mă caute, așa că am decis să mă întorc. În fine, am început să merg înapoi, iar când m-am uitat încă o dată spre cabana respectivă, am văzut pentru o fracțiune de secundă, în cadrul ușii, un cap. Omul care se ascundea a intrat imediat înapoi în cabană când m-a văzut. Nu i-am dat prea mare importanță, așa că mi-am văzut de drum. Cam la jumătatea drumului de întoarcere am auzit: psst! Hei, puștule, vină încoace! M-am uitat în spate și am văzut un bărbat în vârstă care se ascundea după un pom și îmi făcea cu mâna să vin spre el. L-am ignorat și am început să alerg. În timp ce alergam, l-am auzit cum a urlat după mine: stai! După care am putut să disting sunetul pașilor lui, care mă urmăreau prin pădure. Când am ajuns la marginea pădurii, am dat de prietenii mei care mă căutau. Le-am spus că trebuie să ieșim de aici și am fugit spre casa unuia dintre ei. Acolo le-am povestit ce s-a întâmplat, după care i-am povestit și mamei de întâmplarea înfiorătoare. Părinții noștri au decis să cheme poliția să verifice măcar dacă bătrânul mai era acolo. De atunci, părinții noștri nu ne-au mai lăsat să mergem în pădure. Chiar și dacă ne-ar mai fi lăsat, nu aș mai pune piciorul acolo. Așa că, bătrânul din pădure, hai să nu ne mai întâlnim vreodată. Martie 2014. Am început să vorbesc cu o fată pe Tinder. Părea mișto și super drăguță. După o săptămână de vorbit, mi-a sugerat să ne vedem în persoană. M-a invitat la o cafenea și eu am acceptat. În orice caz, în ziua respectivă, mi-a zis că trebuie să-mi mărturisească ceva. Pozele nu erau ale ei și da, nu era o ea, ci era un el. El mi-a zis că i-a plăcut foarte tare să vorbească cu mine și m-a implorat să ne vedem. Bineînțeles că am refuzat, l-am blocat pe aplicație și mi-am văzut de viață. După cam o săptămână, am avut un alt match cu o fată la fel de drăguță și mișto. Am tot vorbit și din una în alta, ea m-a întrebat dacă folosesc de mult aplicația. Din prostie, mi-a spus de pățania pe care am avut-o cu o săptămână înainte. El m-a întrebat dacă vreau să ne vedem în persoană și eu i-am confirmat, dar vreau să fie într-o zonă publică. Am decis să ne întâlnim la o cafenea relativ aproape de mine. Am ajuns acolo, am așteptat 5, 10, după 15 minute, pauză, nu a venit nimeni. Am decis să mă uit pe fereastră și, pe partea cealaltă a străzii, am văzut un tip care se holba insistent la mine. M-am uitat în altă parte. După câteva minute, am decis să verific iar geamul. Același om stătea fix acolo și în continuare se holba spre mine insistent. În momentul ăla am plătit consumația, am ieșit din cafenea și m-am urcat pe bicicletă și am pedalat în grabă spre casă. Eram destul de panicat, nu o să mint. Am verificat că nu am fost urmărit și după ce m-am calmat, am decis să-mi șterg profilul de Tinder și lucrurile s-au întors la normal pentru câteva săptămâni măcar. La 3 săptămâni după incident, am început să primesc telefoane. Toate numerele erau blocate, am răspuns la câteva din ele, dar tot ce am auzit era un gâfâit masculin în receptor. Era oarecum ciudat și scârbos. După o zi, am încetat să mai răspund. După aia, telefoanele s-au oprit și au început mesajele.
La început, erau inofensive, chestii mărunte, să-l bag în seamă și rugăminți să ne întâlnim din nou în persoană. După aia, au început mesajele cu tentă sexuală și amenințările legate de mine și familia mea. Prin mesaje, mă tot amenința că o să se ia de familia mea / prietenii mei dacă nu fac ca el. Am încercat să blochez numărul, dar fără succes. Ajunsesem să primesc aproape 50 de mesaje pe zi de la ciudatul ăsta, așa că, într-o bună zi, am decis să-mi schimb numărul de telefon. Aparent a mers, pentru o perioadă de timp, dar deodată mesajele și telefoanele au început iar. Am sunat la relații clienți și i-am întrebat dacă au cum să-mi dea numărul de telefon unui necunoscut. Dar cei de la relații clienți mi-au spus că nu au cum să dea numele de telefon din cauza legii de protecție a datelor. După câteva zile, m-am trezit într-o dimineață și am încercat să intru pe Facebook, dar aveam contul blocat. În aceeași zi, am primit mesaje de la prieteni care mă întrebau ce dracu fac. Ei mi-au zis că au primit mesaje pe Facebook de la mine, în care îi amenințam, înjuram, etc. Mi-am cerut scuze cât am putut și am contactat Facebook-ul în legătură cu situația respectivă. Din fericire, am reușit să-mi iau contul înapoi și l-am dezactivat temporar, până când toată situația se mai calmează. Am încercat să merg la poliție, dar cei de acolo mi-au spus că nu prea au ce să-mi facă. Așa că am considerat chiar să angajez un hacker să mă ajute să-l găsesc pe tip. Dar, într-un final, am zis că e mai bine să las situația să se stingă de la sine. După o vreme, mă întorceam de la facultate, când intru în casă și am văzut că ușa era deschisă și un sentiment de liniște mă apăsa. Am simțit curentul cum mă lovește în față și am văzut un geam deschis la parter. Am verificat toată casa, dar nimic nu părea să fie atins sau furat. Am așteptat să se întoarcă colegii de casă și i-am întrebat dacă ei au lăsat așa ușa, dar se pare că nu. Au trecut 7 luni deja, mesajele și apelurile au încetat. Mai primesc ocazional câte un mesaj ciudat, dar cam atâta. Lucrurile se întorc la normal acum, din fericire. Am decis să nu mai folosesc în viața mea niciun fel de aplicație pentru întâlniri, dar dacă voi decide să folosiți așa ceva, nu uitați să verificați înainte. Există Skype, WhatsApp, FaceTime, orice înainte de întâlnire. Eu am fost naiv și uite ce s-a întâmplat. Așa că pune siguranța pe primul loc. Și ciudatul de pe Tinder care m-a terorizat, hai să nu ne mai întâlnim vreodată.